No? Salutare lume, bine ați revenit pe canal. Astăzi continuăm aventurile din Hobo, boschetă reală simulator. Dacă ați văzut primul episod, înseamnă că știți că ne-am descurcat extraordinar de bine, în sensul că n-am murit decât o singură dată, dar Dumnezeu ne-a dat a doua șansă la minunata noastră viață. Așa că hai să profităm de ea, să vedem ce aventuri ne mai așteaptă. Presim că o să fie de bine. Presim că o să dau rage quit. Tu l-ai, doamne. Abia îi dau play la joc și ăsta deja e frig. Apa asta e viața, frate. Când ți-e foame, când ți-e frig. Începe să nu-mi placă prea mult simulatorul ăsta. Mi-aduce aminte de realitate. You are ill. Nu mai zi. M-am îmbolnăvit. Dă-te problemele pe capul nostru. Ăștia nici nu vor să vorbească cu noi. Totuși nu putem folosi funia aia. Eu am uitat de biletul nostru de la Loz în plic. Dacă am dita mai bolanul și am nimerit ceva. Wow, până mu niciun număr. Surprinzător. 45. Nu putea fi 43, mă. La asta e ghinion. Data trecută, masterul ne-a cerut o bere. Musai să merem să aducem o bere. Trebuie să te dai bine pe lângă ăștia suspuși la putere. Poate ți aruncă și ție o bucată de os. În situația asta nu ne-ar strica nici măcar un os. Cred că n-am mâncat nimic de-o vreme. Este tipul cu care m-am bătut ieri. E același, numai că și-o pus căciulă. Tot ne-i fac eu rost la asta de-o bere. În gunoaie nu găsesc. Trebuia să găsim și unul de la. Ceva bun, paci? 20 de bani. Asta e cam mult, nu? A trebuit să-i verific mai des până chestiile alea. Draft beer. Asta era. Cât costă? 30? Să sperăm că merită. Musai să merem să-l hrănim pe master. Să-l hrănim cu o bere. Cred că asta e hrana lui de bază. Îmi place cum ne spune. Vierme. Dar bine a fost cu ăsta, ne-a lămurit. Mai mult ne-a jignit decât altceva. Băieții, fetele, ceva bănuț, nu dați și voi. Nu zic nimic, doar stai acolo și încearcă să arăți cât mai patetic posibil. Deja fac asta și nu funcționează. Mamă, nu sunt suficient de buni încât să spunem ceva. Asta e, mă trebuie să te las să pleci. Cred că-i convine. Dar nu mai are putere să trăiască. Încă mai am sfora, îl putem ajuta să se sinucidă. Îl putem bea benzină. Mamă, ne-a crescut nivelul. Asta înseamnă să găsești căcați pe gunoaie. Ce Dumnezeu să anunță? Furtună? Fix asta mai întrebă mie, mă. Mă, că putem cumpăra din astea. Loz în plic. Câți bani avem? Hai că am luat două. Poate ne surâge norocul. Cum ar fi să devenim milionari? Uite bă că avem 9. Și 33, bă. Oai dă mă ăsta. Mi-e trebuie 37. Oai, 27, mă. Bă, ăsta îmi dă speranță, mă. Cât am câștigat? 50? Tu ne-am scos banii, plus 10. Asta cred că îmi dă dependență. Cred că mai avem încă 1. 3, nu putea fi 4. Și 5, nu putea fi 6. Bine că plus 3 de 2 ori. Bă, măcar am câștigat și noi un pic. Mai încercăm. Dacă te-ai scos banii, mai avem 60. Totul sau nimic. Am rămas fără niciun ban, dar măcar avem lozuri în plic. Și avem 3. Dacă câștigăm 50.000 de mescâne, că nici măcar unul, deja e dezamăgitor. Vreau să câștig tot timpul. Hai dă-mă să am două numere, mă. De fapt, un număr de două ori. Unde-o fi new stand-ul? Mă, să-i să fie ăsta. Halo, dă banii. Nimeni că pot să-i vând astea. 26. Prea puțin. No, că nu mai avem noroc să găsim nimic, paci. Mă, chiștoace de țigări pe sătăt. Oh, whisky. Impecabil. Nimă, încă un whisky. Oh, știi ce-mi trebuia mie? O poză cu domnul. Deci că suntem în tunelul spre iad. Am ajuns la boschetăreală înapoi. Am ajuns de unde am plecat. Doar că în altă parte a orașului. Uite-l pe ăsta cum bea singur. Dă-mă și la altul, mă. Măcar am primit un rom. Uite ce le-l am și bolnav și nervos. Musa să mai iau unul. Nu pot abține. Vreau să câștig premiul cel mare. Dacă îl câștig, ce naiba fac cu banii? Nu, nici de data asta. Asta e tot ce am vrut. 112. Cât mai putem lua, mă? 5 din astea. Minunat. Nimic, a nimerit unul. 2. Nu-i rău. Mi-am făcut banii de încă unul. Nu, țapă. Opa, avem un număr. 45 și 47. Dar 46 nu. Bă, dar puțin banii dau pe ele, mă. Tot un număr. Eu vreau 3, mă. Măcar am câștigat ceva. Suficient că să ne cumpărăm încă 3. Am unul, ne-am scos nici măcar banii. Ăsta moare de frig, așa. No? De data asta nu mai avem bani. Am ajuns la fundul sacului. Se pare că moartea este singurul răspuns. Moartea dușmanilor, nu noastră. Atâta timp cât pot căuta în gunoaie, am un scop pentru care stresc. Uite, mai găsesc și hamburgeri. La vita e bella. M-am găsit compot. No, că deja l-apucă pe ăsta tătie. Cred că suntem mai aproape de moarte decât am fost dorată. Și la drept vorbind, n-ar fi prima oară. Dacă nici dormi nu poate, că e frig.
Nimeni nu vrea să vorbească cu mine. Ăsta sigur nu vorbește. Ce ziceam? Tu l-ai, nici am găsit aici. Nu e treabă, numai trei. Dacă am zis că nu mă las, nu mă las. Deși ar trebui, la ce noroc am. Opa, avem un număr. Al doilea număr. Nu e rău, că ăla valorează 70. Oh, am unii s-o strica și moralul. Ca și cum era foarte ridicat până mă. Grămadă dintre oameni nici nu vor să vorbească cu noi. Ăștia care vor să vorbească, nu vor să ne ajute. Oh, superb. Avem și o mireazmă după noi. Nu putem nici dormi, că e prea frig. Viața chiar e minunată, mă. Oamenii nici nu vorbesc cu noi. Mă, nu-i condamn. Dacă miroși, se uită polițistul ăla la noi. Toată lumea ocupată, nimeni n-are timp aici. Ăsta e ignoranță simulator. Tu l-ai, chiar ne apucă moartea aici. Cred că am cam exagerat cu alcoolul. Adică la câte chestii ne-au apucat? Tu l-ai, ca ce moare? Ah, prea târziu. Trebuie să apăsăm pe rage quit. Nu renunțăm așa ușor. Măcar am ajuns înapoi acasă, în groapa noastră sfântă. Asta cred că e prima persoană care ne-a ajutat vreodată. Deci de-amun încolo trebuie să vorbim cu femei. Teoretic îți mai dispuse să te ajute. Ia, uite, asta e clona lui cealaltă. Cu asta nu pot vorbi, că n-am energie. Tu l-ai, doamne. Uite că l-am făcut și pe ăsta de ceva. E și asta treabă în joc. Dai o leacă de vrăjală. Adică și pe ăsta l-am făcut. Mere și cu vrăjală în jocul ăsta. Ala-i, să adună banii. Place cum mă duc așa de la unul la altul, până când stă cineva de vorbă cu mine și îi fac de bani, firește. Ăsta s-a întors când m-a văzut venind spre el. Fugi, mă, bă! Hai încoace! Oh, cu cine vorbesc, am cu o umbrelă? E că mi-a dat un măr. Și că ce părere ai, o să plouă astăzi, în timp ce afară plouă? Uite, și polițistul fuge. Da, am și pe minciuni primim bani. Dar la asta am luat bani de două ori. Munută timpul ne iese. Oh, l-a dispărut. Vreau să mă arăt după el. Cred că am primit un snookers. Ala-i toti. Asta am visat în primul episod. La pucă frigurile, nu-i bine. Dar măcar și e să facă bani. It's cold. Bineînțeles că ne-i frig. Cum i-ar fi putut vreodată nouă fi bine? Măcar mai găsim bani pe drum. Usai să găsim un foc. Altfel, hobo-ul nostru nu va supraviețui prea mult. Așa l-am omorât deja de două ori. Și deja se lasă și sara. Până de înainte găseam butoaie de-astea pe sătăt, mă. Stăteau boscheții adunați în jurul butoaielor, se încălzeau cu toții, mai pușcam o sămânță, era altă viață. Am găsit o hârtie igienică. Asta chiar e lux. Nici ăsta n-avea loc, trase noche până mine. 44, mă. Oai de măsa. Uite că aici este un loc unde-s boschetarii. Salut, băieții, cum mere? Foarte optimiști, după cât ți se pare. Noi, bine că s-a încălzit. E mer înapoi la treabă. Avem afaceri importante în oraș. Trebuie să ne mai milogim la oameni de bani. Bă, femeile chiar vorbesc cu mine. Cred că din cauza miresmei mele aparte. Iar îți frig, mă. Ce e neregulă cu ăsta, mă? Parcă ar fi om sau ceva de genul. 5 minute pe afară și deja la pucă frigul. Tipul ăsta e extrem de aproape de mine. Lor m-a avut loc. Not toti, crește nivelul. Uite-te la ăsta, ce țoale are. Polar la gât. Uita mai geaca, îi atinge călcâiele aproape. Tocanci în picioare. Uite-te cum arăt eu. O bluză cu buricul pe afară, niște pantaloni de pijama și perechea de Jordan în picioare. Bine că ești extenuat. Și bine că ți-e și frig. Nu putem dormi și în parc aici. Amul nu poate dormi fiindcă e prea frig. Bă, dar mult durează noaptea în jocul ăsta. Nimă casa domnului, ce mare-i. Bă, putem intra, mă. Părinte, Burian, Doamne ajută-ți! Cică you're the boss here, sir. El e șef pe biserică. Nu știam că poți intra pe clădirile astea pe aici. Nu am lume, eu zic să ne oprim aici. Am boschetării destul pe străzi și ne-am ales tăcu cât am avut când am pornit. Adică nimic. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal pentru mai multe episoade. Până data viitoare, eu vă salut, numai bine, pace!